A reușit de fiecare dată să iasă cu capul sus din ring. Va rezista oare o repriză Chelar în fața lui Iftimoaie? Foarte bine închis acolo, trimit o lovitură joasă de picior. Croșeu de stânga directă de dreapta pentru Iftimoaie. A răspuns puternic și polonezul Chelar. Era primul meci în afara granițelor Portugaliei, în afara granițelor Poloniei. Acum a fost o lovitură joasă și s-a dezechilibrat polonul. Își caută calea care a urmat-o de fiecare dată și care a fost câștigătoare. Box la corp și se ridică cu overhand-ul de dreapta Iftimoaie. A încasat acolo o lovitură de stânga în bărbie, dar știm foarte bine că poate să ducă mult mai mult. Low kick pe exterior puternic executat de Iftimoaie. Stă cu capul la cutie, lovitoră frontală a lui Chelar, urmat de croșul de dreapta. Iată că nu este un novice polonezul, încă din prima repriză arată că știe toate combinațiile. Pune probleme lui Iftimoaie. Au fost câteva momente în care s-a aflat în dificultate. Meci greu pentru Ionuț la revenire. O lovitură joasă pe interior, încearcă să lovească sus polonezul, Croșeu de stânga, a făcut pasul la timp în spate Iftimoaie, care a contrat. A venit lovitura de stânga, să vedem că va veni și preferata sa, lovitura de dreapta. Ca de obicei lasă capul jos pentru a se acoperi, face semn publicului pentru a-l aclama. Încă nu s-a ridicat adrenalina lui Iftimoaie pentru a face spectacol cu polonezul Chelar. Câțiva genunchi din clinge, schivează acolo ca la box Iftimoaie. N-a fost și nu este o pradă ușoară polonezul Chelar pentru Iftimoaie. Un uppercut superb acolo, la corp. A dat senzația că are probleme polonezul, două croșee la figură și unul la stomac, însă acum el este cel care a ripostat, îi zâmbește șegalnic Iftimoaie. Ionuț, evident ce a îmbunătățit arsenalul, vedem că își pregătește loviturile de brațe cu lovituri joase de picior. Publicul la cheamă pe Iftimoaie. Aceste momente în care tăbară pe adversarul său, Chelar însă îi face față. A încercat un uppercut, l-a ficat Iftimoaie, însă a pus la timp cotul acolo polonezul, care a scăpat cu bine de prima repriză, însă a arătat că... Reluare, ceva secvențe din prima repriză a partidului Ionuț Iftimoaie cu polonezul Miroslav Chelar, iată între... 2-3 episoade la bloc, locatarul GR a coborât în ringuri de la local comba și încearcă să-l răpună pe polonezul Chelar, care începe tare și această repriză secundă. Îi pune din nou probleme lui Iftimoaie, se întrebuințează din ce în ce mai mult în ceea ce ar fi trebuit să fie doar un meci de încălzire pentru el. Schivează superb acolo ala Ray Sefo, închide distanța și îl prinde în clinci pe polonez. Lovitare la corp, cred că s-a resimțit acolo Chelar. Lovitura cu genunchiul l-a tăbăcit Iftimoaie la stomac. Acestea sunt loviturile care ar putea să facă diferența. Polonezul nu se mai poate ridica. Număra mai îndreptă publicul este în picioare și probabil că nu va putea să continue. O coastă fisurată ceva și Cezar Gheorghe, arbitrul de centru, nu-i permite să revină la luptă. Se lasă în genunchi, polonezul este afectat de loviturile la corp senzaționale al lui Iftimoaie. Când și-a adus aminte Ionuț Iftimoaie cum trebuie să se bată Tudor, s-a terminat și cu polonezul Chelar, care a făcut-o.